Nopțile sunt reci, numai zidul ăsta are căldura unui om. Ar putea, dacă l-aș îmbrățișa, dacă l-aș mângâia, să se preschimbe într-un om. De ce vă mirați? Când sunt atâția oameni care s-au preschimbat în ziduri, de ce nu s-ar preschimba și un zid într-un om? Nebună, ce vrea el de la mine? Ce vreau? Mai întreabă. Eu te vreau pe tine. Pe mine? Sunt a mamei. E celul capitanului Roman? Da, el. A fost aseară pe la curte și ne-am întâlnit pe una din săli. Vișa! Știi cum a privit? Parcă era un vultur. Mi s-a făcut chiar frică. Dar un fel de frică nespus de frumoasă, înțelegi? Vreți să spuneți cumva că de asta m-a căutat Irina acum 4 ani? Și pentru asta. Ca să spună ceea ce te prevenisem eu. Asta la început. Apoi ca să spună că nu are nicio pretenție specială. Era vorba de un copil apărut din dragoste. Ce putea să-ți ceară mai mult? Ai mai purtat haine țărăniști? Nu. Sunt născută la oraș. Îți dau bine. Nu mi-ai deschis niciodată, nu mi-ai dat niciodată nicio șansă. Așa că știu, am știut de la început că ce ai vrut tu de fapt a fost să-i demonstrezi ceva ei. Și mie, Ghita. Ei, mai ales ei. Ceea ce mi-ai dat tu mie a fost ca să-i demonstrezi ei, să-i arăți ei, să vadă ea. Așa că atunci când vii și încerci mie să-ți oferi totul pe tavă, de ce? La ce bun? Cu ce mă aleg eu din asta? Oh, un matematic. Adunarea o știi? Cât fac unu și cu 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 unu? Nu știu că am pierdut șirul. Nu știi adunarea! Sclerosa, știi? Scade 9 din 8. 9 din 8? Nu pot scade 9 din 8. Nu știi scăderea! Împărțirea, știi? Împarte o pâine cu un cuțit. Care-i răspunsul? Atât de curând? Da. Cred că am să rămân o vreme aici. Spune, Sidă. Ai întâlnit un bărbat? Un bărbat de care te-ai îndrăgostit, se vede. Nu cumva e cel din măcelărie? Ți-am spus atunci ceva despre tine, despre el și despre Regina. Și m-ai contrazis. Lui, vrei să-i dai singurătatea ta? Ai spus odată și cred că pentru asta ai revenit. Că față de mama ta ai întotdeauna senzația că minți fără să vrei. În sensul în care nu poți să-i spui absolut tot pentru că ea judecă altfel. Da, judecă altfel. Orice. Și crezi că diferența între felul în care te înțelegi cu mama ta și cel în care te înțelege cu un bărbat e foarte mare? Nu știu. Cu bărbații am vorbit foarte rar. Și întotdeauna sunt stânjeniți. Și cumva caragioși. Iar gândul că aș putea să depind de unul din ei mă face uneori să râd. Alteori mă fricoșează.